că mai avem o ultimă știre pe acest subiect și apoi închidem discuția și mergem mai departe. Suntem într-o luptă deschisă cu noua tulpină Delta, care afectează mai toate categoriile de vârstă. Părinții sunt îngrijorați deoarece încă nu știu care este diferența între o banală răceală și virusul SARS-CoV-2 în rândul copiilor. Aceștia se întreabă când este cazul să-i testeze pe cei mici la medicul de familie. Specialiștii recomandă ca adulții să fie destul de atenți la gradul de severitate și să nu ignore niciun semn. Tulpina Delta afectează toate categoriile de vârstă. În rândul minorilor este destul de dificil de făcut o diferență între o simplă gripă și virusul SARS-CoV-2. Totuși, specialiștii spun că există trei elemente care ar putea să ușureze decizia adulților dacă este cazul ca cei mici să fie testați la medicul de familie. Trebuie ținut cont de trei elemente care pot ușura decizia dacă trebuie să apeleze la medic sau nu. Prima este tipul de comunitate în care se află. Dacă sunt într-o comună sau un oraș care e în scenariu roșu, evident că probabilitatea acelei răceli cu ghilimele de rigoare să fie COVID-19 mult mai mare. Dacă există cineva bolnav în familie cu simptome de răceală în același timp și în final, al treilea element care ar crește riscul să fie COVID-19 este dacă acel copil frecventează creșă, grădiniță sau școală unde a mai fost diagnosticat un alt caz. De altfel, medicii susțin că de la apariția primelor simptome, părinții trebuie să meargă la medicul de familie, la fel ca înainte de pandemie. Din punct de vedere al deciziei, aceasta trebuie să fie exact ca și înainte de pandemie, nuanțată în funcție de două lucruri. Primul, vârsta copilului, adică un copil mic și febril care nu poate înghiți medicamentele, varsă tot timpul, are scaune frecvente, nu stăm acasă. Și ne ducem exact ca și înainte de pandemie la medic. Și al doilea, în funcție de evoluția severității. Bilanțul noilor infectări este într-o continuă creștere. Alarmant este că tot mai mulți tineri ajung în stare gravă în secțiile ATI. Am revenit și să știți că mergem mai departe cu un subiect foarte interesant. Vorbim despre istorie în această dimineață, alături de un tânăr pasionat de istorie are 10 ani, numele lui este Alexandru Scorțar. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ai venit în această dimineață. Povestește-mi puțin când ai descoperit tu prima dată ce este istoria, când ai devenit pasionat? Eu am devenit pasionat de istorie în Crăciunul anului 2018. Totul a pornit de la o carte, Enciclopedia Istoriei. Aceasta mică? Această carte. Care mi-a pornit pasiunea și m-a ajutat să îmi dezvolt pasiunea pentru istorie. Cum ai perceput tu istoria prima dată? Ca pe o poveste despre strămoșii noștri? Da. Prima dată m-a interesat foarte mult istoria să observ cum trăiau înainte popoarele. Te-a pasionat mai mult partea aceasta a poporului dac? Cu ce ai început? Prima dată? Cu ce ți amintești? Prima și prima dată am fost interesat de egipteni. Foarte interesat. Și mai departe, explorând și poporul român, ai vreo personalitate care te impresionează foarte mult din istoria noastră? Regele Carol I. Mă impresionează foarte mult cum a reușit să obține independența regatului și să-l stabilizeze. Foarte frumoasă această informație. Colegii tăi, ce părere au despre această pasiune? Te susțin? Sunt interesați? Mai vin și îți mai pun întrebări din când în când? Unii colegi mă susțin într-adevăr și sunt interesați, da. Văd că mai ai câteva cărți în această dimineață. Ce este aceea pe care ai tu mână acum? Aceasta este istoria neoliticului în România. Și pe copertă cine este? Pe copertă este gânditorul de la Hamangia. Foarte interesant. A fost în perioada respectivă un curent antropomorf, din câte știu eu și mi-amintesc așa. Și mai era perechea gânditorului. Perechea gânditorului, da. Și cealaltă carte pe care a adus-o, care e și mai mare decât aceasta... Această carte este Historium. Și... este ca un muzeu, această carte, care prezintă expoziții ale diverselor civilizații. Există vreun muzeu în care îți dorești foarte mult să ajungi? Care ar fi muzeul unde ți-ai dori din tot sufletul să ajungi? Păi, mi-ar dori foarte mult să ajung în British Museum din Londra.
Te sfătuiesc când ajungi în British Museum din Londra să -ți iei și mâncare la tine și să te pregătești să petreci cel puțin 3-4 zile acolo, că nu o să ai timp să vizitezi decât dacă îți aloci acest timp. Să știi că este uriaș. Da. Și să te duci repede, repejor la expoziția despre daci, pentru că eu am făcut greșeala asta, m-am pierdut așa printre exponate și am ajuns foarte târziu, aproape de închidere la expoziția despre daci și n-am apucat să văd foarte, foarte multe lucruri. Eu am înțeles că tu vrei să-ți deschizi un muzeu al tău. Asta e visul tău cel mai mare? Da. Aș dori să-mi deschid un muzeu internațional al meu în care să îmbini partea practică, în care copiii sau oamenii pot să atingă, și partea istorică, în care pot să pui exponatele. De ce consider că e important să citim despre istorie? E important să citim despre istorie pentru, în primul rând, a nu repeta greșelile, de exemplu, cele două războaie mondiale. Să ne dăm seama cum trăiau oamenii de atunci și să învățăm din acest lucru. Îmi spuneai că erai pasionat de felul în care trăiau oamenii în trecut. Te-a făcut să te simți recunoscător pentru felul în care trăiești tu astăzi? Da. Mai ales popoarele din Pacific. Ce e deosebit la popoarele din Pacific? Uite, eu despre aceste popoare nu știu foarte multe lucruri. Popoarele din Pacific adesea au o climă mai severă, având tsunamiuri și ierni aspre. De asemenea, este o egalitate între ei care nu a permis să se dezvolte prea mult. Cel puțin asta era în trecut. Acum s-au dezvoltat foarte mult de la epoca colonială. Ce îți place să faci în timpul liber? Când nu ești la școală și când nu citești despre istorie, ce alte activități îți fac plăcere? Păi îmi fac plăcere să merg la cursuri, diferite activități extrașcolare și să învăț mai mult despre istorie. Am auzit că ai avut și ocazia de a fi ghid într-un muzeu. Da. În Muzeul Național de Istorie a României am putut fi ghid al sălilor Tezaurul Istoric și Copiii Columnei lui Traian. Și cum te-ai simțit în această ipostază? Ai avut emoții știind că o să vorbești cu foarte mulți oameni și că probabil o să le și răspunzi la întrebări? Nu prea am avut emoții și m-am simțit foarte bine. Mi-a plăcut să împărtășesc fapte despre istorie cu alți copii. Ai pe cineva cu care poți să porți astfel de conversații și să stai cu orele, să povestești despre istorie? Ai prieteni sau probabil unul dintre părinți care te susține și care... Păi, ambii părinți mă susțin și cu ei adesea port foarte mult de conversații despre istorie. Și la Muzeul Național de Istorie, domnișoara Cristina Barbu, căruia eu îi spun domnișoara Cristina, mă susține foarte mult și datorită dânsei a început atelierele micilor istorici. Foarte frumos. Care este partea din istorie pe care încă n-ai apucat să o explorezi? Ce ți-ar plăcea să înveți mai departe? Păi, mi-ar plăcea să învăț despre perioada mezolitică și paleolitică, despre care nu prea am apucat să învăț atât multe. Și acum, care parte a istoriei te pasionează cel mai tare? Ai rămas la pasiunea pentru Egipt? Nu. Partea din istorie care mă pasionează cel mai mult este partea între 1822 și 1939. Practic până la primul război mondial și apoi puțin perioada interbelică, nu? Practic până la începutul cel de-al doilea război mondial. De ce te pasionează tocmai această perioadă? A fost o perioadă înfloritoare pentru civilizație? Da. A fost o perioadă înfloritoare pentru România și pentru celelalte civilizații. Epoca colonială, mai ales, unde s-au format noi țări după aceea, și pentru România a fost o perioadă în care și-au câștigat independența și au fost mai organizați ca stat. Ce ar trebui să știe un copil de vârsta ta despre istoria României? Musai, să nu cumva să treacă peste această informație. Ce ai considera esențial? Păi eu consider esențial să știi despre daci, despre romani, despre voievoși și despre regii noștri. Și perioada de după cel de-al doilea război mondial te pasionează în vreun fel sau acolo e ceva mai sumbru puțin în care n-ai intrat deocamdată?
Am intrat mai puțin în acea perioadă, pentru că avem epoca comunistă, care este o perioadă caracterizată de multă suferință din partea oamenilor și de dictatură în România. Dacă ai putea să te teleportezi în orice perioadă istorică și în orice loc de pe planeta asta, unde ai vrea să trăiești pentru o perioadă de timp? Aș dori să trăiesc în anul 1885. De ce tocmai acel an? Deoarece în anul 1885 era și regatul României și noua stema regatului României și imnul și era și regele Carol I, regele meu preferat în viață. Și ai vrea să trăiești exclusiv în România sau ți-ar plăcea să călătorești într-o altă țară, să vezi și o altă cultură din acea perioadă? Da, mi-ar plăcea să călătoresc în Marea Britanie, dar mai mult în perioada anilor 1920, în timpul regelui George al V-lea. Ce te fascinează în acea perioadă? Ce s-a întâmplat deosebit în Marea Britanie în perioada acestui rege? În primul rând, regimul lui George al V-lea a adus victoria în primul război mondial, a adus perioada interbelică și apogeul Imperiului Britanic. Perioada dintre formarea statului românesc, mă rog, între getodaci, să spunem, și voievozi, te pasionează în vreun fel perioada aceea în care au fost foarte multe popoare migratoare care au venit pe teritoriul românesc? Păi, epoca aceea este caracterizată prin formarea poporului român, sinteza formării poporului român, pe care o putem observa din diferite vestigii istorice. Sunt curioasă tu de unde te informezi, care sunt sursele tale de informare? Păi, sursele mele de informare sunt cărțile, în general. Și urmărești să existe dovezi scrise din partea unor istorici care au trăit în perioada respectivă? Da, urmăresc să existe, dar și surse arheologice mă bazez în general. Ai vreun istoric preferat? Păi, istoricul meu preferat este domnul Ioan Aurel Pop. Foarte frumos. Când citești, la ce ești atent? De ce îți place atât de mult să citești despre istorie? Ce simți în momentul în care acumulezi informații noi? În momentul în care acumulezi informații noi, parcă mă transpun în universul istoric. Ai și lecturi preferate în afara celor istorice? Citești romane? Păi, seria de J.K. Rowling, Harry Potter, îmi place și diverse cărți de lectură, de exemplu, Biblioteca domnului Lemoncello. Dacă te simți pregătit, poți să ne faci o proiecție pentru viitor? Ce perioadă crezi că o să urmeze pentru umanitate? Unde crezi că ne îndreptăm? Păi, eu cred că ne îndreptăm spre războiul pentru resurse peste vreo 100 de ani. Și ar trebui să ne pregătim din timp? Da, ar trebui să ne pregătim și să trecem mai mult pe energia eco, să nu se întâmple. Energie regenerabilă. Practic să facem exact ce ai spus tu la început, să învățăm din greșelile trecutului, da, pentru a nu repeta și a nu avea un al treilea război mondial. Da. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi, felicitări și ție și părinților tăi pentru felul în care te prezinți și mult succes pe mai departe, te așteptăm cu drag. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să mai aflăm încă ceva în această dimineață, haideți să aflăm o rețetă de tartar cu ton, o rețetă pe care colega mea Mihaela Popescu a cules-o de la șef Iulian Olaru și pe această cale vă invit să rămâneți atenți. La final e posibil să vă dau așa un mic extemporal, să vedem exact care sunt ingredientele, așa că fiți pe fază. Bun găsit! Astăzi sunt în bucătărie cu șef Iulian Olaru. Eu m-am gătit frumos, iar el îmi va găti ceva și frumos și gustos. Bună! Bună! Mulțumesc! De ce doar eu aici că mă ajuți? Cred că da, până la urmă, ca să și mănânc. Păi, dacă nu mănânci, e simplu. A, da? Așa merge la tine? Păi, la mine e simplu, nu muncești, nu mănânci. Știu ce voi face. Mă voi ocupa de decor. Floricelele sunt specialitatea mea. Bine, deci tot eu am să mă sacrific. Ce-mi pregătești? Sau de fapt, ce mă înveți să pregătesc astăzi? Un tartar de ton. Exact ce-mi place mie.
rețetă fresh, da. Ajută la siluetă. Da, bună și îmi place peștele. Doamne, foarte. Pentru sportivi. Bun, da, deci tu faci sport. Fetelor, da, vă zic eu ceva la final. Urmăriți-ne. Hai să începem să facem treabă. Să-mi spui în primul rând ce ingrediente avem aici. Avem un ulei de măsline condimentat cu usturoi, avem o reducție de fructul pasiunii, că îmi plac foarte multe fructe exotice, un ulei de măsline cu ardei iute, capere, flori de decor, ardei iute, microplante, ulei de foarte bună calitate și reducție de oțel balsamic. Eu merg pe simplu. Ulei, sare, piper. Nimic simplu mai simplu zici tu, dar pentru mine e foarte complicat. Okay. Dar sunt convinsă că rezultatul este pe măsura așteptărilor. Senzațional. Dai puțin. Așa. Acesta este preparatul nostru. Da. Care arată preparatul tău. Bun, așa. Am mers pe simplu. Da. Simplu, bun, gustos, miroase senzațional. Simți fructul pasiunii și lămâia. Da. Și lămâia, exact. Exact, da. Deci o farfurie foarte rapidă de făcut, foarte simplă. Ingredientul de bază este tonul, deci trebuie un ton de foarte bună calitate. Pasiune și 8 minuțele să-l pregătești. Perfect. Ce să zic, eu rămân să-l gust. Singură? Singură, cred că da, că tu știi să faci. Da, exact. Eu vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Deci eu am muncit, tu guști, da. Eu fac curățenie, da. Mănânci. Da, deja îmi place. 2 la 0 și împărțim și banii jumătate? Da. Ești de luat acasă, ce să zic? Vai de mine, știți cum este? Senzațional. Ce înseamnă să ai tot de toate la tine? Vai de mine, este... Este exact ce trebuie. Mi-a ieșit bine. Mi-a ieșit bine. Aproape la fel ca a mea. Ce să zic?
Nu știu cum sunteți voi la început de săptămână, dar eu deja mă gândesc la o vacanță și aș vrea să știu și cam unde aș putea să plec. Mi-am propus un city break în luna octombrie. Acum să vedem și care sunt condițiile de călătorie și propun să ne și informăm în această dimineață. Poate se mai elucidează din mistere și ne avem suficient de mult timp să pregătim o vacanță. Am să vorbesc în această dimineață cu Traian Bădulescu, este consultant de turism și pe această cale îi spun bună dimineața și bine ai revenit la matinal. Bună dimineața și bine te-am regăsit. Mă bucur să ne reauzim. M-aș fi bucurat să fii aici în platou, dar înțeleg dacă ai treabă. Și sper cu proxima ocazie, pentru că am mai avut mai multe intervenții și ce înseamnă astăzi fiind și ziua internațională a turismului, exact. Și ce înseamnă totuși beneficiul online-ului. Ne putem revedea măcar online, dar într-adevăr nimic nu se compară cu a fi la fața locului. Așa cum nici turismul nu se poate face online. Online doar ne documentăm, firește. Ne documentăm și online și la televizor și o să te descos puțin în această dimineață. Care sunt cele mai recente modificări legislative în domeniul turismului? Cum putem să călătorim în această perioadă și cam pe unde? În această perioadă putem călători în Uniunea Europeană cu certificatul verde, cu care începem să ne obișnuim pas cu pas și în România de câteva zile. Oricum, la nivelul călătorilor în UE deja era implementat de câteva luni de zile. Sunt destinații verzi, oricum, care nu solicită nimic sau doar un test PCR. Oricum, avantajul, avem două categorii de turiști. Turiștii care s-au vaccinat și nu mai au nicio problemă de călătorie în general, nicăieri. Și la întoarcerea în țară, la revenirea în țară, sunt primiți fără probleme, nu trebuie să intre în carantină. Și avem destinațiile verzi, doar că din păcate vedem cu toții, culorile se cam schimbă destul de des pentru anumite destinații. Cine se întoarce dintr-o destinație verde și nu este vaccinat, nu trebuie să prezinte în România decât actul de identitate și atât. Dar, repet, cine s-a vaccinat nu are în general nicio problemă de acces într-o țară și nici la revenire și... Turiștii vaccinați s-au și încumetat să-și facă rezervări și din timp, și pentru revelion, și pentru circuite, chiar dacă acestea vor fi într-o lună, două sau trei de acum înainte. Să știi că noi avem câteva imagini foarte frumoase cu Madeira și cu Peru. Înțeleg că acestea sunt destinațiile exotice pe care le recomanzi în această dimineață. Câteva dintre destinații, da. Din ce în ce mai mulți români aleg America de Sud, bine, cu posibilități financiare de la medie în sus, este drept, pentru că un pachet turistic avem și zborul destul de lung, costă de la 2500 de euro în sus. La fel, Mexicul este o destinație din nou accesată de către turiștii români și sunt grupuri care o să meargă în octombrie și noiembrie în Mexic. Madeira, am fost și eu acolo, e o destinație superbă, verde tot timpul anului, o destinație a primăverii eterne și... Madeira este verde la ora actuală și la propriu și la figurat. Aparține de Portugalia, care Portugalia în sine a intrat din punct de vedere al României pe lista verde. Deci turiștii nu au probleme la revenire, după cum spuneam, gen carantină, indiferent dacă sunt sau nu vaccinați. Sunt și turiștii care preferă circuitele, inclusiv circuitele europene. E drept că din cauza pandemiei, la ora actuală, circuitele nu mai combină mai multe țări. Majoritatea sunt concentrate pe descoperirea unei singure țări. Și sunt circuite pentru Franța, pentru Italia la mare căutare, dar și pentru alte țări. Dar Franța și Italia rămân totuși în top, fiind destinații turistice de top, alături de Spania. Pentru cei care sunt destinații turistice ale Europei. Pentru cei care sunt mai energici și nu preferă neapărat să se tolănească la soare în concediu, să se odihnească și vor să aibă parte de un astfel de circuit, cu ce buget să se pregătească așa, dacă să luăm două variante, dacă merg în cuplu sau dacă merg și cu un copil? Păi bugetele pornesc cu tot cu zbor și bineînțeles cu asigurarea transportului la fața locului, pornesc, să spunem, de la un 800-900 de euro de persoană pentru Europa, dar vorbim de cazări bune, de 4 stele, mai multe mese incluse. Pentru copii tariful este ceva mai mic, poate să ajungă și la jumătate. Și bineînțeles, circuitele în destinații mai îndepărtate, precum în Africa sau în America Centrală și America de Sud,
pornesc cam de la 2.000-2.500 de euro de persoană și pot să ajungă și la 3-4-5.000 de euro. Depinde foarte mult de durata circuitului. Sunt circuite în Mexic, de exemplu, sau în America de Sud și Centrală, care combină mai multe țări, care pot să dureze și 2 săptămâni. Deci dai un ban, dar știi că face. Costă un circuit, să spunem, 3.500 de euro, dar vorbim de 14 nopți de cazare și plus zbor dus întors. Dacă ar fi să mă întrebe cineva să ghicesc ce ai alege, văzând sclipirea din ochii tăi, îmi dau seama că aceasta ar fi opțiunea pe care tu ai miza. Da, vreau și eu asta. N-am ajuns, recunosc, în America de Sud și vreau să ajung și, într-adevăr, așa este, America de Sud și America Centrală. Este o destinație extraordinară. Sunt țări latine, dar au în același timp și culturile precolumbiene, mai ales pentru turiștii amatori de cultură și de a descoperi totuși o cultură diferită de a noastră, chiar dacă ei sunt latini. Reprezintă o destinație de top, clar. Dar și Africa a crescut în preferințele turiștilor amatori de circuite și de explorare. Pe lângă clasicele Kenya și Tanzania cu Zanzibar, sunt turiști care merg și în Africa de Sud, de exemplu, și în Benin, chiar și în Sudan, care a devenit pas cu pas destinație turistică. Într-adevăr, se stă puțin mai greu cu partea extremului Orient, pentru că încă sunt restricții, foarte mulți turiști de-abia așteaptă să se redeschidă Thailanda și țările din Indochina, așa cum se numește regiunea din extremul Orient, care are mai multe țări turistice, precum Thailanda, Vietnam, Laos sau Malaezia. Că tot vorbeai de latinitate, avem acum câteva imagini cu Roma, un oraș fabulos, pe care nu știu cât de mult timp ar trebui să aloci pentru a reuși să-l vizitezi în întregime. 3 zile, din experiență, nu sunt suficiente. 3 zile înseamnă cam puțin și sunt turiști care au optat și pentru o săptămână la Roma. Acum și în contextul pandemiei, mulți turiști preferă să nu mai petreacă doar un weekend și să aleagă chiar o perioadă ceva mai lungă, pentru că e mai greu totuși să călătorești dintr-o țară în alta, sunt tot felul de reguli care trebuie urmărite, dar bine, dacă apelăm la agențiile de turism, agentul de turism, care este în același timp și consultant, ne va explica tot ce trebuie să facem. Și dacă îl ascultăm, nu vom avea nicio problemă. Dacă dar nu vrem este să... o mutație, într-adevăr, a turiștilor care aleg și o săptămână anumite destinații citadine, mari orașe ale Europei. Câteodată să știi că e greu și cu concediul. De exemplu, în cazul meu, mie mi-e destul de greu să-mi iau concediu. Dacă aș opta să rămân în țară pentru un weekend, ce mi-ai recomanda să vizitez aici la noi? Există două tipuri de produse. Produse de sejur, de relaxare și circuite. Din ce în ce mai multe agenții de turism oferă și circuite de 3-4 zile. Aș recomanda un circuit, de exemplu, ca să pun două extreme ale țării. Un circuit în Apuseni, Țara Hațegului, sau un circuit, de exemplu, Maramureș-Bucovina, unde avem autenticitate 100%, sau, de ce nu, un mic circuit de câteva zile în Dobrogea. Avem delta Dunării, dar Dobrogea în sine este foarte atractivă. Avem multe vestiții istorice, e o zonă multiculturală, avem și Dunărea, nu numai Riviera Mării Negre, cealaltă rivieră, cea de vest a Dobrogei, cea dunăreană, unde avem și pensiuni rurale de calitate. Și au apărut multe crame și mulți producători de vin, pentru amatorii de vin. Și turismul vitivinicol se dezvoltă din ce în ce mai mult și la noi, ceea ce mă bucură. Și turismul balnear, am înțeles că este înfloritor în această perioadă. Sunt mai multe stațiuni unde merită absolut să chiar te relaxezi. Chiar vreau să ajung la partea de sejur. Dacă am vorbit de circuite, pe partea de sejur, acum românii aleg în continuare la fel de mult pensiunile rurale. Și la fel, am văzut o mutație în ultimul an și jumătate. Din cauza pandemiei, sunt turiști care au vrut totuși să se izoleze în natură sau să nu stea în locuri aglomerate și mulți și-au petrecut și o săptămână la o pensiune rurală, vizitând și împrejurimile, nu doar un weekend cum era până acum. Acum e și vremea stațiunilor balneare. Stațiunile balneare oferă condiții de siguranță, acolo avem și personal medical, pentru că vorbim în mare parte de turism de sănătate. 3/4 din cei care aleg stațiunile balneare acum le aleg și pentru proceduri și tratamente. Și nu neapărat că ar avea vreo afecțiune, dar
a început și la noi să fie tendința, care în Occident este de zeci de ani, de prevenire. Inclusiv un manager sau un corporatist, după un an stresant, poate să apeleze la anumite proceduri, inclusiv pe partea de wellness, spa, și să se refacă și relaxeze o săptămână. Și să nu uităm de stațiunile montane. Acum, stațiunile montane sunt solicitate tot timpul anului față de litoralul românesc, care este drept destinația numărul 1 a românilor, dar avem o sezonalitate scurtă, doar de 3 luni, maxim 4, din care 2 luni reprezintă vârful de sezon, dar în cazul stațiunilor montane, ele sunt deschise tot timpul anului, oferă și un cadru natural excepțional și gradul de ocupare, mai ales pe weekend, e destul de mare. Ai zis foarte bine, avem anumite impedimente acum în luna, acum în sezonul de toamnă, și anume că de obicei ne luăm concediile lungi vara și încep și școlile pentru familiile cu copii, și normal că nu putem vorbi, realist vorbind, de același număr de turiști care călătoresc vara. Peste tot în lume, vara avem concediile cele mai multe. Îți mulțumesc tare mult că ai intrat în legătură cu noi dimineață și la mulți ani de Ziua Internațională a Turismului. La mulți ani de Ziua Turismului, și să sperăm că vom avea un an turistic mult mai bun anul viitor. Doamne ajută, și noi sperăm același lucru. Mai departe, să știți că o să facem o călătorie în lumea astrelor. Eu personal mă gândesc, în ciuda vârstei, la o călătorie la Techirghiol în continuare, sau la Băile Sovata, sau la Băile Felix, nu știu de ce. Am așa un feeling acolo, m-aș simți foarte, foarte bine. Mă descurajează și infrastructura până la munte, așa că, nu știu, poate mă lămuresc și astfel. N-avem un horoscop al turismului, dar încercăm să acoperim câteva goluri în această dimineață și să vă anunțăm din timp ce se întâmplă astăzi, pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec. În prima parte a zilei este posibil să faci o greșeală neașteptată în relația cu partenerul de cuplu. Nu te lăsa influențat de persoanele din jurul tău, deoarece sunt mai multe care nu-ți doresc binele. Cel mai bine este să înveți să ai încredere în cei care sunt întotdeauna aproape. Taur. Astăzi vei fi preocupat de mai multe probleme cu privire la organizarea unor evenimente. Este posibil să fii nevoit să renunți la câteva aspecte pentru a nu depăși bugetul pe care l-ai. Spre seară te aprinzi dintr-un lucru mărunt și poți avea parte de o discuție destul de urâtă cu partenerul de cuplu. Gemeni. Încearcă să fii perseverent în munca ta și să nu renunți din cauza unor obstacole pe care le întâlnești pe drumul către succes. Este posibil ca astăzi să te simți descurajat, de aceea îți recomand să-ți îndrepți atenția către alte aspecte ale vieții tale. De mâine lucrurile vor reveni la normal, iar tu vei putea să demonstrezi de ce ești capabil. Rac. Ești hotărât ca astăzi să demonstrezi că ești o persoană valoroasă în cadrul companiei. Vrei să evoluezi profesional, iar proiectele pe care le-ai primit acum pot fi rampa ta de lansare. Pentru a te descurca ireproșabil, asigură-te că ceri sfatul sau sprijinul colegilor care au mai multă experiență. Leu. Un telefon neașteptat îți poate da planurile peste cap. Este posibil să fii nevoit să te ocupi de o problemă personală, iar partenerii de muncă vor trebui să înțeleagă această situație complicată. Faci un drum lung pentru a-ți ajuta un prieten drag într-o situație destul de complicată. Fecioară. Chiar dacă astăzi este luni, se pare că nu ai atât de mult de muncă. Reușești să-ți termini din timp sarcinile și taskurile pe care le primești, astfel încât după orele prânzului poți pleca de la birou. Ai nevoie de relaxare și de liniște, deoarece ai avut parte de un sfârșit de săptămână cu peripeții. Balanță. Încă de la primele ore ale dimineții trebuie să dai dovadă de calm și multă energie. Vei avea câteva sarcini complicate de care trebuie să te ocupi până la sfârșitul programului de muncă. Acum este momentul să câștigi respectul partenerilor de afaceri. Ești de neoprit în drumul către succes. Scorpion. Ești foarte fericit de felul în care se aranjează lucrurile pe plan profesional. Urmează să mai faci câteva schimbări care îți vor aduce numeroase beneficii. Ești energic și determinat să-ți vezi visurile îndeplinite. Cu cât obstacolele sunt mai dificile, tu devii și mai hotărât. Primești susținere din partea membrilor familiei. Săgetător. În prima parte a zilei primești o veste neplăcută de la superiori. Este vorba despre o problemă neașteptată la un proiect de care te ocupi personal. Nu știi cum să rezolvi această situație și îți este foarte dificil să rămâi calm. Cere ajutorul colegilor. Capricorn. Începi săptămâna cu zâmbetul pe buze, ești foarte vesel și te ocupi de sarcinile pe care le primești de la superior fără nicio problemă. Starea ta de spirit este contagioasă, reușind să-i molipsești și pe cei cu care intri în contact. Vărsător. După un weekend foarte frumos, începi săptămâna cu multe proiecte importante și sarcini urgente de care trebuie să te ocupi personal. Încearcă să te relaxezi și să fii tu însuți în discuțiile pe care le ai cu persoanele din jurul tău. Pești.
Săptămâna începe cum nu se poate mai bine. Superiorii îți oferă posibilitatea de a face o schimbare majoră pe plan profesional. Începe un proiect frumos care îți va deschide numeroase ferestre în viitorul apropiat. Ești foarte mulțumit de evoluția ta în carieră. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și haideți să ne informăm în continuare și să îl urmărim pe doctorul de permise care au să ne povestească în această dimineață despre benzile reversibile din România. Eu nu știu dacă sunt mai multe, am văzut doar una la viața mea de șofer, dar aflăm mai multe imediat. Salutare! Bine ați revenit pe canalul meu Doctor de Permise. Astăzi vorbim puțin despre circulația reversibilă, despre benzile cu circulație reversibilă. Când apar ele? Păi, după cum o să vedem în localitatea care urmează, lățimea drumului pe anumite tronsoane nu permite patru benzi de circulație. Două dus, două întors, așa cum avem în această zonă. Și atunci banda de la mijloc s-a hotărât, este o situație de compromis, foarte ingenioasă după părerea mea, s-a hotărât că va fi cu circulație reversibilă în funcție de cât trafic este în acea perioadă în respectiva localitate. Și anume, eu, spre exemplu, merg de la mare, plec către București. Asta se întâmplă duminică seara. Pentru că am stat o săptămână, două, trei la mare și vreau să mă întorc către casă. Cu siguranță cei care, fluxul oamenilor și mașinilor care pleacă de la mare și se duc către țară, este mai mare decât fluxul mașinilor care vin către mare în acea zi. Și atunci, prin intermediul unor indicatoare care se întorc sau prin intermediul unor panouri electronice, se hotărăște ca banda de circulație de la mijloc să aparțină unui anumit sens de mers. Fie mie, fie celorlalți atunci când există multe mașini care vin pe litoral. Priviți, vă rog, acest panou. Da? Acest panou îmi spune mie că eu pot folosi banda din mijloc. Dar există și situația, și a fost mai la intrare, când mi se spunea că cei care vin din contrasens pot folosi banda din mijloc. Observați acest marcaj dublu discontinu. Totuși, trebuie să știți că cei care vin de pe partea cealaltă, încercam să găsesc același panou ca să vedeți despre ce e vorba, nu au dreptul să depășească. Deci, deși marcajul este unul discontinu, acolo unde ei nu au voie să folosească banda din mijloc, depășirea este interzisă. Când folosim genul acesta de bande cu circulație reversibilă, atunci când lățimea drumului practic nu permite crearea de patru benzi, două pe dus, două pe întors. Și atunci rămâne una de la mijloc, care în funcție de trafic, din ce parte vin mai multe mașini, va putea fi utilizată. Regula poate fi schimbată din mers, fie se înlocuiește panoul, fie avem afișaj electronic care ne spune nouă că putem sau că nu putem folosi această bandă. Cu toții v-ați lovit de informația despre benzile cu circulație alternantă în timpul orelor de condus, dar prea puțin dintre voi ați văzut cu adevărat cum este cu o asemenea bandă. Ei bine, astăzi v-am arătat. Priviți marcaje de toate felurile și pentru situația în care ei au dreptul să vină aici și pentru situația în care noi folosim banda 2, cum ar veni, da? Deci banda 2 este una care se share-uie, poate fi share-uită de fiecare sens în funcție de nevoi. Și vă dau un exemplu scurt. La sfârșit de săptămână, cei care pleacă de către mare înspre casă vor fi mai mulți decât cei care vin din țară către mare. Și atunci aceste două benzi pot fi folosite pentru cei care pleacă. La început de săptămână, în schimb, cu certitudine vor fi mai mulți dintre cei care se vin către mare decât cei care pleacă de la mare. Și atunci această bandă poate fi folosită în funcție de nevoi. Cu asta trebuie să rămâneți voi. Atenție mare, încercați să o utilizați și să reveniți în banda voastră și mai ales ca începători fiți foarte atenți la marcaje și la ce presupun și ce își doresc marcajele și regulile din acel loc de la noi.
Avem o veste destul de tristă în această dimineață și cumva încercăm să tragem și un semnal de alarmă pe această cale. A fost documentat primul caz din lume în care un copil a stat internat 2 luni în spital din cauza faptului că a devenit dependent de un joc video și vă spuneam de semnal de alarmă pe care încercăm să-l tragem în această dimineață. Avem și ajutor specializat. Alături de noi se află doamna Karen Rosner, psiholog. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața! Mă bucur că sunt iarăși alături de dumneavoastră. Și eu mă bucur să ne revedem și iată că avem un context care cumva era așteptat. Nefericit, într-adevăr. Nefericit, dar cumva de așteptat. Despre adicția de jocuri se vorbește de mult și din ce în ce mai interesante devin jocurile și mai complexă devine adicția copiilor. Vorbim de adicție, am trecut direct la o formă gravă de atașament față de aceste jocuri. Însă există niște trepte, niște perioade intermediare de la începutul jocului până la ajunge să fie dependent un copil de jocurile video. Sigur că începe prin a se distra și prin amuzament, că un joc e o formă de relaxare pentru el. Însă, de foarte multe ori, începe prin încurajarea părinților. În ce sens? E, de fapt, o încurajare tacită. Părintele oferă telefonul sau tableta copilului ca să stea liniștit, să aibă și el câteva minute de liniște, de relaxare, să se ocupe de anumite treburi gospodărești sau de alte activități. Copilul astfel prinde gustul jocului și foarte ușor începe să-l caute. Și îl caută din ce în ce mai des, dacă părintele nu intervine într-o fază incipientă și nu îl dirigează către alte activități. Până la urmă, nu copilul este problema, ci relația părinților cu copilul și felul cum îl educă, felul cum tratează această plăcere a copilului de a se juca. Sigur că el va cere foarte mult jocul și ne întrebăm când devine un pericol. Devine periculos și părintele ar trebui să sesizeze că este o schimbare atunci când copilul neglijează igiena, își neglijează alte activități și le refuză, iar somnul, starea lui psihică este schimbată. Somnul în sensul că nu mai doarme bine, calitatea somnului nu mai este aceeași, și amână foarte mult orele de culcare pentru că vrea să se joace. Atunci părintele ar trebui să înțeleagă că este deja un moment în care trebuie să intervină și să nu lase după cum își dorește copilul, pentru că el devine foarte insistent, devine uneori agresiv, irascibil, nu mai vrea să facă absolut nimic, nici măcar activitățile școlare. Le refuză pentru că nu găsește interes în altceva decât în joc. Sigur că aceste jocuri sunt concepute de specialiști, de o echipă și sunt concepute astfel încât să-l țină pe copil și chiar pe adult în joc, să fie foarte preocupat și să nu poată să iasă. De ce? Pentru că jocul îi oferă anumite recompense. Este gândit ca recompensa să fie imediată, iar în timp să fie din ce în ce mai greu de obținut, iar copilul își dorește această recompensă. Este conceput astfel încât creierul să producă dopamină și atunci el caută acea senzație, acea stare de bine pe care i-o dă jocul. Și este conceput, am înțeles în ultima perioadă, să fie jucat în grup. Ceea ce specialiștii spun că duce la o dependență mult mai rapidă și mai puternică. Dar eu cred că și jocul individual este la fel de nociv, dacă este excesiv, evident. În momentul în care copilul refuză, așa cum am spus, orice altă variantă, atunci părintele trebuie să intervină un pic mai brutal, nu brutal în comportament, ci mai dur, mai imediat și cu restricții foarte ferme și sigure. Pentru că, da, copilul vrea să negocieze, se roagă de părinte, face lucruri astfel încât să obțină timpul necesar pentru joc și atunci când este în timpul jocului, cu tot din adinsul dorește să-l prelungească. Părintele nu ar trebui atunci să fie tolerant, ci din contră trebuie să fie foarte ferm.
pentru că e vorba despre o detoxifiere. Și detoxifierea înseamnă să oprești orice sursă de joc și să dirijezi copilul spre alte activități plăcute lui. E, dacă părintele nu are o relație bună și n-a avut activități plăcute împreună cu copilul, sigur că îi va fi foarte dificil și are tendința să lase această sarcină pe umerii copilului. Dar să nu uităm, el este copil și este modelat de părinți, nu are resursele și instrumentele necesare, nu știe cum să facă acest lucru, poate chiar dacă și-ar dori. Copilul nu știe. Părintele, în schimb, este adultul care știe și poate să-l corijeze, să-l îndrepte spre alte activități. Dacă relația lor este bună și de timpuriu au obișnuința să aibă activități împreună, copilul va prefera și alte activități, nu doar jocul. Acum vorbim doar despre plăcere și alte activități care să creeze plăcere. Însă, jocul, să nu uităm, este și un refugiu al copilului. De foarte multe ori copiii care sunt triști, care sunt nefericiți, care sunt singuri, care se simt neînțeleși, respinși, fie de grupul de prieteni, de clasa, de copii din clasa unde frecventează, fie chiar de părinți sau de adulții din jurul lui, el simte această singurătate și nu știe cum să-și gestioneze emoțiile, nici măcar nu știe să vorbească despre ele. Sunt adulți care nu știu să vorbească despre emoții, mai puțin un copil. Atunci copilul se refugiază în joc. Este o lume virtuală pe care el o preferă, pentru că este o lume pe care el poate să o controleze. Acolo nu-l ceartă nimeni, poate să oprească oricând, dacă e vorba despre comunicare. De asemenea, este o comunicare pe o temă, deci au ceva în comun toți cei care joacă, plus că poate să oprească orice comunicare în orice moment. Faptul că el se simte stăpân pe ceea ce face și poate să controleze, este un atu care îl va duce permanent în acea lume și va schimba poate jocul, dar nu va schimba comportamentul, atitudinea pe care o are. Nu vorbim de consecințele pe care dependența de joc le poate aduce din punct de vedere fizic, al dezvoltării fizice, dar mai ales psihice, a stării psihice pe care copilul o are în urma jocurilor și a consecințelor în urma dependenței. Pentru că un copil care preferă jocul și lumea lui este doar acolo, va căuta în orice moment să prindă telefonul sau tableta. Interesul lui mental este doar despre joc și cum să joace, cum să ajungă la nivelul următor. Această îngustare a preocupărilor, sigur că va duce la o limitare a informațiilor pe care el le asimilează, le interiorizează, dar și la o formă săracă a ideilor pe care le are și mai ales a asocierilor pe care le face între cunoștințele pe care le-a acumulat. Nu va avea exercițiul lor. Are niște abilități, pentru că și aceste jocuri aduc niște abilități și sunt benefice dintr-un anumit punct de vedere, însă, per ansamblu, copilul va deveni morocănos, irascibil, va fi foarte greu să se desprindă de joc și să mănânce, deci va începe să mănânce compulsiv sau să refuze mâncarea, somnul îi va fi perturbat și, bineînțeles, că și rezultatele școlare vor avea de suferit. Părintele nu va fi fericit în urma acestor concluzii și va avea o reacție. Depinde foarte mult de reacția pe care o are părintele. De foarte multe ori părintele este furios și îi oprește jocul fără să explice, fără să vorbească, fără să înțeleagă, să-l facă să înțeleagă pe copil care sunt consecințele comportamentului lui și fără să-l ajute să se orienteze către altceva. Atunci copilul va fi mai supărat, mai derutat și va căuta cu ardoare iarăși să intre în această lume virtuală. Și iată că se formează un cerc vicios pe care părintele la un moment dat nu mai știe să-l gestioneze și ce să facă, iar copilul va fi nefericit pentru că simte că nu este după așteptările părinților, își dă seama că nu are rezultate bune școlare, ceea ce îl face să nu mai aibă plăcerea de a merge la școală și de a se întâlni cu colegii, simte că parcă nu e în regulă ceva cu el, dar nici nu știe ce să facă și cum să se schimbe.
Am în minte acum o imagine înfricoșătoare cu fratele meu mai mic în perioada în care descoperise jocurile pe calculator și norocul nostru a fost că împărțeam același birou unde era calculatorul și unde eu trebuia să-mi fac și temele. Și atunci mai reușeam să-l mai sustrag de acolo, dar pentru un copil de 90 ani să plece, de se ridice de la calculator cu niște cearcăne imense, negre, noi am avut noroc pentru că ai noștri au fost tot timpul atenți la noi. Eu n-am avut niciodată problemă cu jocurile de calculator, dar într-adevăr, ceea ce ați tradus până acum din punct de vedere al comportamentului și al părinților și al copilului e foarte, foarte important ca să putem să înțelegem care este mecanismul acesta. Ce ar fi putut să meargă mai bine pentru copilul care a devenit dependent de jocul video și a stat internat 2 luni în spital din această cauză? Cum ar fi putut părintele să prevină din timp acest comportament? Cum ar fi trebuit să introducă, de fapt, jocul video în viața copilului într-o modalitate sănătoasă? Din această experiență eu înțeleg că părinții au fost neglijenți. Nu au fost suficient de atenți și nu au intervenit la timp. Sunt unii părinți care au impresia că dacă copilul se descurcă la școală, nu mai contează că stă lipit de calculator. Sau dacă copilul începe să mintă, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca el să se scuze că stă în fața calculatorului pentru că își caută informații și el de fapt să se joace, ar trebui ca părintele să fie un pic mai abil și mai agil și să fie prezent acolo și să vadă ce face copilul lui, de ce petrece atât de mult timp în fața calculatorului și să intervină. Sunt unii părinți care se simt blocați, se sperie de reacția copilului pentru că uneori este agresivă, este violentă, țipă, aruncă cu lucruri, au un comportament pe care părintele nu știe să-l gestioneze dacă nu știe să fie ferm și nu știe cum să își impună punctul de vedere, nu prin coerciție, dar printr-o atitudine fermă și prin a-l înțelege pe copil, să îi explice că îl înțelege, că știe prin ce trece, dar că pe viitor, dacă va continua în acest fel, viața lui va fi una nefericită sau plină de insuccese. A spus de cearcăne la ochi, dar nu numai atât. Apar dureri de cap, apare durerea de spate, apar coșmarurile. Pentru că foarte multe din aceste jocuri au o conotație violentă, iar unele imagini se impregnează foarte puternic în mintea copilului și sunt repetitive, sunt flash-uri pe care copilul le revede mental, le retrăiește în vis și de foarte multe ori somnul este întrerupt tocmai pentru că el visează și că se gândește la aceste jocuri. Părintele spune, păi el preocupă, e foarte implicat în joc și din cauza aceasta. Nu, sunt niște consecințe a unui comportament care nu este sănătos. Consider că o să reluăm această discuție de-a lungul timpului, va fi utilă în viața părinților și cred că e foarte important că astăzi ați făcut lumină în acest comportament și în aceste mecanisme care se creează dacă rămâi pasiv. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în această dimineață și vă aștept cu drag de fiecare dată. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag vin oricând mă invitați. Mai departe, să știți că o să luăm o scurtă pauză, dar mai avem câteva subiecte interesante pregătite pentru voi în această dimineață, așa că vă îndemn să rămâneți alături de noi.